Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce se întâmplă de fapt în viața persoanei iubite. Vom vedea energia persoanei iubite. Această persoană poate avea probleme destul de mari în legătură cu justiția în această perioadă. Sincer, aici mai poate să fie vorba pentru unii dintre voi despre... Nu doar un litigiu oarecare, pentru unii dintre voi poate să fie vorba de un divorț, de o separare sau de, pur și simplu de niște contracte de succesiune, dar sunt niște probleme ce țin de natură legală. Această persoană trebuie să le rezolve, trebuie să le clarifice și trebuie să ofere la rândul său informații reale, informații adevărate și să facă niște dovezi să fie văzute. Bun. Energia persoanei voastre. Această persoană în acest moment își face niște planuri de viitor destul de serioase. Problema este că această persoană nu neapărat este hotărâtă în ce direcție ar trebui să meargă. Încearcă să facă toate posibilitățile să fie suficient de vizibile și încearcă să aleagă cel mai bun plan pentru sine. Această persoană poate să aleagă să petreacă destul de mult timp în natură în această perioadă doar pentru faptul că are nevoie de claritate mentală, să gândească destul de bine ce are de gând să facă, cum are de gând să facă, indiferent că aici poate să fie o persoană care se retrage la mare sau la munte sau un parc, pur și simplu. E o persoană care caută să își adune gândurile cât mai aproape de natură, da? Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană este destul de veselă, destul de optimistă în general, doar că acum se simte un pic confuză. Nu cred că există ceva neapărat negativ în afară de această situație cu justiția care necesită mai multă atenție, dar această persoană are nevoie în mod regulat să se retragă, să fugă de lume, de socializare, de tot ce înseamnă, nu știu, oameni pur și simplu și să se bucure de viață pe cont propriu. Asta nu înseamnă că înșală, asta nu înseamnă că minte, asta nu înseamnă că face ceva în neregulă, doar simte nevoia să se retragă și să stea de una singură. Este o persoană care iubește să stea separată de alți oameni, dar care nu ezită să socializeze în general, doar are nevoie de a se recupera după interacțiuni sociale mai mult timp. E o persoană un pic mai introvertită și chiar dacă face eforturi pentru a se păstra o persoană socială, este o persoană care totuși întotdeauna prefera timpul petrecut de una singură. Pentru voi această persoană poate să pară destul de secretoasă, desigur, aici sincer nu mi se pare cazul, nu neapărat dorește să țină secrete de voi, nu neapărat caută să ascundă de voi, nu neapărat caută să, nu știu, țină informații de voi, dar sincer, cred că este nevoie pur și simplu ca această persoană să-și ofere mai mult timp și este un pic greu să se deschidă total în legătură cu toate problemele pe care le are. Tocmai de aceea vouă vi se pare un pic dubios și vreți să înțelegeți de unde și până unde sunt anumite probleme, de unde au pornit și așa mai departe. Dar pentru această persoană este un pic cam invaziv ceea ce faceți voi, pentru că nu este obișnuită să fie atât de deschisă cu cineva. Și atunci, da, există tendințe de a se retrage față de voi, dar nu sunt rău intenționate. Nu sunt pentru ca această persoană să fugă de voi, pentru că această persoană efectiv nu vrea să fugă de voi, atâta doar că are nevoie de timpul său în singurătate. Și dacă voi aveți un tip de atașament mai anxios, se poate simți că această persoană sigur are alte planuri, sigur are altă iubire, sigur are altă viață, sigur are alte persoane, alte conexiuni, dar nu este cazul. Este o persoană care are doar nevoie să stea în singurătate. Cum vede această persoană situația cu voi? Deci cred că voi sunteți cei vorbăreți și cei care întotdeauna caută să se agațe. Deci da, cred că voi sunteți și cu un atașament anxios încă o dată. Persoana aceasta... cum să zic eu, n-are intenții rele față de voi. Dar
faptul că această persoană e un pic mai secretoasă, exact așa cum ziceam, și probabil nu lasă lucrurile să fie atât de vizibile, nici în legătură cu voi, nici în legătură cu ceea ce face în viața sa personală, este pur și simplu că are nevoie de liniște. Această persoană alege să se vadă cu voi, mai ales în perioada în care simte că alături de voi poate avea liniște. Atâta timp cât voi vreți să înțelegeți că această persoană, nu știu prin ce a trecut, nu știu ce se întâmplă în viața sa, eu pot să vă zic doar perspectiva cărților, dar este o energie colectivă, nu este ca și cum este o energie privată, etalare privată și atunci, da, uite, asta e. E pur și simplu o energie generală, dar această persoană, indiferent că această problemă, acest litigiu vine de pe urma unei foste căsnicii, vine de pe urma locului de muncă sau orice altceva, țineți cont că obosește destul de mult această persoană, o stresează destul de mult, iar în momentul în care dorește să interacționeze cu voi, vrea să o facă într-un mod cât mai armonios posibil. Este o persoană care nu are nevoie de drame în acest moment, nu are nevoie să fie presată, nu are nevoie să fie apăsată cu ce ai făcut, unde ai fost și așa mai departe. Nu o văd să fie în căutare, nu o văd să fie în flirturi, nu o văd să fie în, nu știu, tot felul de întâlniri, o văd pur și simplu să aibă nevoie să-și adune gândurile și să petreacă timp în singurătate. Această persoană, dacă sunteți curioși dacă este loială sau nu, da, este loială, dar pentru voi poate părea ca și cum vă caută doar pentru situații mai intime, deși, v-am spus, această persoană nici nu vrea să dezvolte acum situațiile și problemele prin care trece, încearcă să găsească o rezolvare, încearcă să se descurce de una singură, încearcă să fie vitează, încearcă să aibă grijă de sine, încearcă să se preocupe de sine, încearcă să se dezvolte, încearcă să-și crească veniturile, încearcă să țină pasul la locul de muncă, încearcă să fie acolo pentru cei dragi, încearcă toate astea în același timp. Și efectiv nu reușește să-și acorde suficient timp pentru a se aduna de una singură. De aceea, pentru voi pare, păi da, dar nu-i pasă, păi da, dar nu-l interesează, păi da, dar nu-i acolo, păi da, dar dacă i-ar păsa, m-ar contacta. Nu este că nu-i pasă, dar fiecare are nevoia sa de a petrece timp pentru a se readuna. Unii au nevoie de mai mult timp, alții de mai puțin, unii sunt extroverți, alții introverți și atunci este clar că intervin astfel de diferențe, dar asta nu înseamnă că ar trebui să sărim la ce poate să fie mai rău din toată situația asta și care este cea mai urâtă posibilitate care ne destabilizează. Asta e o chestie la care trebuie să aveți grijă și să fiți atenți. Este nevoie ca voi să nu mai vă asumați tot ceea ce este negativ, pentru că, atenție, de foarte multe ori în momentul în care voi veniți cu presupuneri sau întrebări, câteodată se simte agresiv de partea persoanei voastre și este ca și cum voi. Nu e vorba doar că întrebați și cereți explicații, dar este ca și cum voi căutați câteodată un motiv pentru care să spuneți, a, din cauza acestei persoane nu funcționează lucrurile. Trebuie să înțelegem că universul unor oameni nu se rezumă la noi și că sunt atâtea domenii de care fiecare persoană vrea să se preocupe, doar că fiecare își setează prioritățile în mod diferit. Și, sincer, cel mai bun lucru pe care îl puteți face și voi este să vă selectați și voi prioritățile voastre și să vă orientați către altceva în această perioadă. Nu neapărat din punct de vedere romantic, ci mai degrabă din punct de vedere al carierei, al situației financiare, sau vă puteți ocupa mai mult de familie, astfel încât nici voi să nu stați să simțiți atât de mult această persoană care lipsește din viața voastră, pentru că nu dispare niciunde. Este acolo, este nevoie ca voi să aveți încredere, este nevoie ca voi să aveți răbdare, este nevoie ca voi să aveți liniște și lucrurile se vor rezolva. Ce mai trebuie să știți în legătură cu această persoană? Persoana asta vine către voi. În momentul în care se simte liniștită, face pași mai concreți, mai direcți, dar până atunci își păstrează toată energia pentru sine. Persoana, chiar dacă vede tendințele voastre anxioase, totuși vă vede ca pe o persoană destul de puternică și independentă atunci când dorește să fie așa, de aceea nu neapărat se îngrijorează foarte mult în legătură cu voi. Sunteți persoane puternice, ați demonstrat asta, i-ați arătat asta, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați, să fiți dați peste cap și să fiți confuzi din cauza comportamentului acestei persoane. Nu, relaxați-vă, vedeți-vă de treabă, distrați-vă, faceți ceea ce simțiți voi. Nu este cazul să vă stresați pentru această persoană, pur și simplu va da semne mai multe, va fi mai consecventă, va fi mai prezentă în viața voastră de îndată ce va putea acest lucru.
Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!